Raluca, pe la noi! Astăzi nu a venit singură. Astăzi nu a venit singură, a venit însoțită de Alexandru. Salutare, care este cel mai tare tată sau cel mai bun tată. Cel mai bun tată. Cel mai bun tată. Da, adevărat, dar întrebați-l pe el, o fi sau nu o fi? Că acum... E cel mai bun tată? Da. Mă scuzați, răspunsul era mai lung, dar am și o emisiune la radio și întotdeauna când pun întrebări de genul ăsta și îmi răspunde imitatul cu da sau cu nu, fac ochii mari și încep să mă gândesc ce ar trebui să spun ca să umplu acel spațiu. Am făcut și ochii mari. Da. Eu i-am zis lui Alex, nu-l fă asta, că oamenii o să se sesizeze imediat și încep să facă, să umple timpul de... Deci avem două bloguri astăzi, ruxandraluca.ro, unde mamă și mai mult. Eu sunt aia, de mult ne-ai mai zis de blogul meu și mă simțeam un pic. Zicem fiecare emisie. Și cel mai bun tată.ro. Da, pentru că cel mai bun tată al lui Mar.ro era un nume de blog foarte, foarte prost, din punctul meu de vedere. Și da, nu știu cum a fost în cazul vostru, doamnelor, înainte să deveniți mame sau orice om înainte să devină părinte, dar eu eram convins că o să fiu cel mai bun tată din lume. Îi văzusem pe toți prietenii mei cu toate greșelile pe care le fac de-a lungul timpului și eram convins că dacă, după ce devine o dată, dacă vreodată s-ar da niște Nobeluri sau Oscaruri pentru părinți, eu aș fi primul care ia acolo premiu și aș mulțumi tuturor celor care m-au influențat. Mie mi-a luat vreo 2 ore după ce am ajuns acasă și am rămas noi singuri cu copilul. Cei care nu sunt părinți trebuie să știe că există un moment. Da. După ce ajungi prima acasă cu primul copil, la început e nebunie cu purcel, cu cățel, cu bunici, cu toată lumea și la un moment dat toată lumea dispare și rămân părinții cu copilul. Și atunci se dezlănțuie jihadul. Deci nu mai știi ce să faci. Nu ne funcționa pompa de mulsânii. Deci înveți cum știe. Am fost în ziua aia de 10 ori. Am fost în ziua aia de 10 ori până la farmacie. Ce ai că sfat frumos cu alții, se duc într-un an, mă ceam într-o singură zi. Și atunci mi-am dat seama că nu există cel mai bun tată, dar că ceea ce pot să fac este că pot să încerc să fiu cel mai bun tată al lui Marc. Mm-hmm. Și cred că asta trebuie să încerci orice părinte să facă, să fie cel mai bun tată pentru copilul lui. Descrierea blogului este poveste despre cea mai frumoasă meserie din lume. Este cea mai frumoasă meserie din lume? Este și este și cea mai grea. Da. Știi că toată lumea povestește mai degrabă ce frumos este și vezi foarte multe postări dimineața cu ce frumos ne-am trezit noi și cu raza soarelui care bătea peste patul copilului, care dormea minunat. Eu nu știu cum o fi la alte familii, la noi nu e așa. Deci mie mi se pare că pe cât de frumos este, pe atât de complicat. Alex e un tip care spune lucrurilor pe nume. Să intrați pe pagina lui de Facebook să vedeți, are acolo niște glumițe, dar te lovește realitatea aia pură pe care el o trăiește și realitatea vieții de părinte. Vezi? Pe care nu fac eu să spună. Pe care nu mulți au curajul să o spună, dar să vedeți că fix prin asta, în momentul în care îți pui acolo sufletul pe tavă, ai văzut, Alex, abia atunci oamenii încep să se regăsească și el n-are nicio treabă, adică zice de la sex, la pompe de sân, la absolut toate și e totuși un... Astăzi, de exemplu, am scris că, deși uneori nu pare, dacă te iei după zbierete, părinții chiar își iubesc foarte mult copiii, știi, pentru că îi vezi pe părinți de foarte multe ori urlând, zici că a intrat satana în ei, dar noi chiar ne iubim copiii, deși nu pare de foarte multe ori chestia asta. Câți ani are copilul 7. Tău? 7 ani mulți înainte să-ți trăiască. La fel. Deci primii 7 au fost bine. De la 3 încolo mi s-a părut că a fost mai ușor. E zicala aia cu copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, mie nu mi se pare așa. Pentru mine primii 3 ani au fost complicați. Primul an a fost cel mai nasol, iar prima lună la propriu nu mă amintesc. Cred că creierul meu este mult mai deștept ca mine. Autoapărare. Da, a zis că a fost atât de nasol încât trebuie să îngropăm undeva în Cristi. A trecut de perioada cu de ce? Tot timpul ședirea că e cea mai grea perioadă. A fost complicată și aia. Pentru mine a fost complicată perioada în care a început să meargă și nu mai voia să meargă. Pentru că era suficient de greu și atunci trebuia să-l car și am avut la propriu senzația când îl căram. Cred că n-a durat mai mult de o lună sau două perioada aia, dar a fost la propriu, m-am gândit că o să fiu un om care o să care un adolescent în brațe. Nu mai dori să se desprindă de el și a fost complicată. De la 3 încolo mi s-a părut mai simplu. Mai zi, mai încurajează oamenii să facă copii. Pentru tine l-am adus special, ți-am zis ce nu bag eu la înaintare, ce nu investesc eu în formarea lui Florin ca un viitor părinte implicat. Astăzi l-am băgat pe Alex la înaintare. Dar știi, 15%, atât sub 15% dintre părinții din România își iau concediu dintre tați, își iau concediu de creștere a copilului. Altfel, mamele mereu la înaintare și altfel tații, că asta e bine să știi și să reții și o să-mi confirme și Alex aici de față, doar 5 zile lucrătoare, așa prevede legea și dacă mai faci un curs dintre ăla de puericultură, mai bagi 10 zile, 15 cu curs totul. De?
pui ericultură. Se asinificua. Tu înseamnă înveți cum să-l să schimbi. Ah, pulea pueril. Cum să-l îngrijești. Am de copii, Florin. Pentru că este 12 fără 10 și tu te grăbești să-ți iei puștul de la școală. Noi o să vedem. Îți mulțumim că ai venit, Alex, alături de noi astăzi. Și succes cu blogul. Iar noi o să vedem împreună, practic. Da? Nu? Reportajul pe care l-a adus cu Sandra Luca. Hai să vedem despre copii, că ne-a încurajat. Daria și Fabian merg în fiecare zi la grădiniță chiar la ei acasă. Profesorul este Răzvan, tatăl lor, care le e în același timp prieten și partener de joacă. Am decis că drumul pentru ei, pentru Daria la momentul respectiv, e să rămână acasă într-un sistem sigur. Tu ești cel care le gândește toate activitățile în fiecare zi. Am un ajutor de nădejde, am pe soția mea. Ce faceți voi acasă? Se cheamă că faceți grădiniță? Da, homeschooling. Ai renunțat la jobul tău ca să te dedici lor? Da, am renunțat. Cum pur și simplu asta? Am spus să mă opresc din ceea ce fac, îmi dau demisia și o să am grijă de copiii mei, bineînțeles colegii și șefii și cum, de ce? Nu m-au crezut până n-au văzut blogul și după aia m-au sunat și m-au felicitat. Dar soția ta continuă să meargă la job. Da, eu sunt cel care face toată treaba. De gătit cine vă gătește? Tati. Tati, se pricepe și la gătit? Da. În primele săptămâni, stând numai cu ei zi și noapte, 24 și cu ei și cu soția, am zis, ok, mi-a fost frică, pur și simplu. După care, o săptămână, o săptămână și a doua, au început să intre lucrurile normal. Fabian, ce ai desenat tu aici? Ca un kiwi. Despre ce învățați voi toată ziua acasă? Despre păian, gen și fructe. Inițial ne-am gândit cu un an înainte, pe un an, activitățile pe un an, pe fiecare lună, pe temă. După care luna am împărțit-o în patru, normal, în subteme, în patru subteme. Și ajungi la un moment dat la o planificare săptămânală ca asta, tema de săptămână asta, sunt zâne și mici vietăți. Dar ce sunt astea? Baghete magice. Și cu steluțele noi facem magia. E o diferență de 3 ani între copii. Cum reușești să le menții treaz atenția ambilor copii? În activități comune, de obicei sunt cele de îndemânare, sunt cele de comunicare, sunt cele de științe, unde oricare copil este interesat de citit. Tu știi să citești? Da. Cum, la 5 ani știi să citești? Da. Ura! Ai râs, operația a reușit, bravo Mecanito, strigă pasarea albastră. Uite aici. Bravo, Daria! Nu spune că Fabian că și tu citești. Citește și Fabian, Daria? Da. La Daria am învățat cuvintele prin pattern-uri, după aia literele. Și litere mari, litere mici. Litere mari, litere mici, alternau. Și a început să citească. Citește cursiv de aproape jumătate de an. Când îți place ție cel mai mult să citești? De la 7, la 8 și la 9. Dar la 10 nu mai citim. Nu pot să mă pronunț acum dacă Daria va merge în sistemul de stat sau un sistem particular sau va rămâne acasă în homeschooling. Eu îmi doresc să rămână acasă în homeschooling, să vrea să continuăm.